Domnule Popescu, veniți pe un meci nebun la Oradea, 40-40, cum a fost acolo meci? Da, într-adevăr, un meci nebun și pentru noi și pentru spectatori. Un meci echilibrat. Prima repriză am condus noi la pauză cu 4 goluri, după care, din păcate, am avut o cădere de vreo 10 minute. Au revenit ei la 5 goluri pentru ei și pe finalul, ultimele 5 minute, am mers cap la cap, egal, un gol ei. Și până la urmă s-a terminat, zic eu, foarte bine pentru noi cu acest egal și de moral și pentru clasament. Cu un 7 metri în ultimele secunde, egal, foarte bun, zic eu. Mulțumire, băieți? Da, da, în general, prestația foarte bună a tuturor, adică au abordat foarte bine meciul și cu multă încredere. Urmează meciul cu Sighișoara, sâmbătă, ora 12. Da, sâmbătă la ora 12 în sala Ion Constantinescu, meciul cu Centrul Național de Excelență de la Sighișoara, care zic eu că va fi un meci destul de greu. În tur a fost, i-am prins puțin mai la început, mai nepregătiți și am câștigat, dar eu cred că o să avem un meci destul de dificil. Bineînțeles, nici nu mă gândesc să nu câștigăm, dar spun încă o dată că va fi un meci destul de greu. Mai sunt șanse pentru locul 3? Da, șanse, bineînțeles că sunt pentru locul 3, plus că, din câte am înțeles, cei de la Oradea nu vor să participe la baraj, atunci s-ar putea să meargă locul 3 și 4 la baraj.